Chiar dacă nu recunoaște că a ucis-o pe dentista din Brăila, principalul suspect a fost surprins de camerele de supraveghere la scurt timp după omor în apropierea cabinetului. Individul a fost filmat când se plimba cu o pungă în mână, în care ar fi avut hainele murdare de sânge. Vă avertizez, urmează informații ce pot avea un puternic impact emoțional. Acestea sunt imaginile care îl plasează pe principalul suspect aproape de locul și ora crimei din cabinetul medical. Surse din anchetă susțin că individul a fost surprins la ora 16 și 18 minute pe strada Cloșca în timp ce se plimba relaxat. În mână ține o pungă în care se presupune că ar fi avut hainele de care s-a schimbat după ce ar fi ucis-o pe Marina Gavril. Anchetatorii susțin că pe drum bărbatul ar fi aruncat pe rând hainele murdare de sânge în mai multe containere ca să îi se piardă urma. Polițiștii au reușit să descopere o mare parte din ele, iar probele ADN sunt greu de contrazis. Cu toate dovezile în față, principalul suspect neagă că ar fi avut vreo implicare. Persoanele care interacționează cu legea și interacționează de multă vreme nu recunosc faptele. De altfel, nici legea penală nu îi obligă să-și recunoască faptele, acestea având importanță doar pentru dozarea pedepsei. În cazul de față este normal, probabil își găsește circumstanțe pentru a crea, eu știu, o suspiciune din partea familiei că ar fi nevinovat și nu recunoaște comiterea faptei. Însă sunt suficiente elemente, cred eu, care să-l incrimineze. Sunt expertize care se fac pe imaginile video. Suspectul va ajunge din nou în fața magistraților. Individul susține că procurorii nu au suficiente probe, așa că a contestat măsura arestului preventiv și a cerut să fie cercetat în libertate. Răcoarea din casă ne va arde la facturi. Aparatul de aer condiționat lăsat pornit ore în șir triplează consumul de energie electrică din casă. Vom plăti chiar și de 5 ori mai mult, deoarece nu vom mai beneficia de prețul plafonat. Deja unii consumatori au primit nota de plată pentru aerul condiționat folosit în perioada de caniculă. Așa mult? Da, doamne, uitați! Păi dă uite să plătesc! Nota de plată pentru zilele caniculare a venit. Unii consumatori s-au trezit că au de achitat dublu pentru energia electrică. Ce-i drept, în cele 11 zile de temperaturi extreme, aparatul de aer condiționat n-a fost oprit nicio secundă, recunosc oamenii. 400 și ceva? Așa mult? Da. O cameră 400 de lei. Doar e ficată, vă rog, eu nu mai spune. În mod normal, cam cât vă venea? 200. Situația se repetă în cazul tuturor celor care s-au răcorit cu ajutorul aparatului de aer condiționat în ultima lună. 130 de lei, nu mai mult. Cât vă venea în mod normal? 70-80 de lei. Un aparat de aer condiționat crește consumul de energie electrică al unei locuințe cu 47% într-o zi de vară obișnuită și chiar îl triplează într-o zi caniculară, cu temperaturi de 40 de grade. În ceea ce privește costurile, povestea este diferită, deoarece avem în vigoare prețuri plafonate în funcție de consum. Un apartament cu două camere are un consum lunar de aproximativ 100 de kWh, ceea ce înseamnă o factură de 68 de lei. Însă în zilele caniculare, când aerul condiționat este folosit 6-7 ore pe zi, consumul aproape că se triplează. În schimb, factura crește chiar de 4-5 ori și asta deoarece intrăm în alt sistem de tarifare. În prezent, facturile sunt calculate după tarife diferențiate în funcție de consum. Gospodăriile care au un index lunar de până în 100 de kWh plătesc 68 de lei pentru 1 kWh. Cei care consumă între 100 și 255 de kWh vor achita 80 de lei, iar ce depășește acest prag este taxat cu 1,3% pe kWh. Astfel, consumatorii care plătesc cel mai puțin s-ar putea trezi cu cele mai mari creșteri. O majorare cu 80% a consumului de energie ar putea însemna o factură chiar de 4 ori mai mare. Cei care nu vor plăti acum în plus o vor face la regularizare. Facturile care ne vor veni în a doua jumătate a lui august vor conține aceste consumuri ridicate în situația în care a existat o citire a contorului sau o teletransmitere a contorului. Specialiștii atrag atenția să fim cumpătați și să nu setăm aerul condiționat la o temperatură mult prea joasă. Orice grad în minus înseamnă un cost mai mare în factură.
Traficul de migranți a devenit o afacere care produce bani grei în vestul țării. Mascații au descins astăzi într-un complex rezidențial de lux din Timișoara, în căutarea șefilor unei rețele de traficanți. În același timp, la periferie au găsit zeci de străini, inclusiv copii, într-o locuință improvizată. Din cauza banilor necesari pentru a trece frontiera, unii migranți ajung victime în mijlocul unor răzbunări sângeroase, așa cum s-a întâmplat tot în orașul de pe Bega. Vă avertizez, urmează informații ce pot avea un puternic impact emoțional. Alerta a fost dată aseară după ora 20. Un bărbat de 35 de ani a fost atacat în plină stradă. Medicii au numărat 8 lovituri. E vorba de un cetățean irachian care a scăpat ca prin minune. Polițiștii au început imediat să-i caute pe suspecți, cel puțin 3 la număr. Între timp, tot în Timișoara a fost demarată o acțiune mamut care viza călăuzele de migranți. Bună dimineața, poliția, deschideți-vă! Mascații au descins la mai multe adrese, inclusiv într-un complex rezidențial din oraș. Cei vizați au rămas cu ușa întreagă. Au deschis de bunăvoie, semn că se așteptau la o astfel de vizită. Afacerile cu migranții ar fi adus bani grei transformați în mașini și apartamente de lux. Te ocupai sau nu cu traficul de migranți? Au găsit mulți bani la tine? În schimb, migranții locuiau în condiții greu de imaginat la periferia orașului. Printre ei erau inclusiv minori, chiar și o mamă care își strângea în brațe copilul în timpul descinderii. Alții sunt de 2 săptămâni stau aici, alții pleacă imediat. Cetățenii străini așteptau să fie trecuți ilegal spre vestul Europei. Au fost luați cu un autocar și vor intra în custodia Inspectoratului de Imigrări. Dacă nu primesc azil în țara noastră, vor fi trimiși înapoi în țările de origine. De multe ori, banii necesari drumului spre Occident se transformă în motiv de atacuri violente. Aceasta pare să fie explicația scandalului de seara trecută. În timp ce mascații puneau pe butuci rețeaua de traficanți, alți suspecți ajungeau la poliție. I speak with him, give me my money please. As, he took for document for car. How much money? 1300 euro. Trei sirieni au fost reținuți pentru că l-au atacat pe bărbatul de 35 de ani. Cu toții și-au recunoscut fapta. News Time se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2 să aveți o seară așa cum vă place. Până mâine seară la ora 22 avem în vigoare un cod galben de vânt. În cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea și estul Munteniei, vântul va sufla la rafală cu până la 70 de km pe oră. Iar de mâine în Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei va fi cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de până la 38 de grade. La noapte cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. Local în Muntenia și izolat în Oltenia și Dobrogea. Vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali cu rafale de 65-75 de km pe oră, dar local și temporar și în regiunile extracarpatice, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 5 grade, dar și ușor mai ridicate pe litoral, până la 22 de grade. Mâine, valorile termice vor fi în scădere în regiunile sudice, unde vremea va fi călduroasă după amiaza, iar în restul teritoriului vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă și apropiate de normalul climatologic specific pentru sfârșitul lunii iulie. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade. Cerul va fi variabil în jumătatea estică a țării și la munte și mai mult senin în rest. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea și estul Munteniei, cu viteze de 50-60 de km pe oră și pe arii restrânse de 65-70 de km pe oră. Iar pe alocuri și cu viteze mai mici în rest. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, vremea va fi călduroasă și se vor înregistra 30 de grade la Pitești și 29 în Târgoviște. În Transilvania se anunță vreme plăcută cu soare, temperaturile sunt în scădere și vor fi de 25 de grade la Brașov și 28 la Alba Iulia. În Moldova, cerul va fi mai mult senin, mercurul din termometre ajunge până la 27 de grade în Botoșani și 31 la Galați. În vestul țării, cerul va fi mai mult
Senin, în Baia Mare se vor înregistra 27 de grade, în timp ce la Arad vor fi 29 de grade. În Oltenia ne așteaptă o zi caldă, maximele ajung la 31 de grade la Târgu Jiu și 33 în Craiova. În Dobrogea cerul va fi variabil, mercurul din termometre urcă la 28 de grade la Sulina și 31 în Megidia. În capitală vremea a fost caniculară, cu disconfort termic accentuat și indice temperatură umezeală peste pragul critic de 80 de unități. Cerul a fost variabil cu înnorări temporar accentuate spre seară. Temperatura maximă a fost de 34 de grade. La noapte cerul va avea înnorări și trecător vor fi averse și posibil descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 17-19 grade. Mâine valorile termice vor fi mai scăzute față de ziua precedentă, însă după amiaza va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade. La munte, vremea va fi predominant frumoasă, dar valorile termice vor scădea ușor față de intervalul precedent. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei, cu precădere pe crestele Carpaților meridionali. La mare, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua și în primele ore ale nopții, cu rafale în general de 50-60 de km pe oră, apoi va scădea treptat în intensitate. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade, iar cele minime între 18 și 21 de grade. Temperatura apei mării va fi de 26-28 de grade. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme!